Poliția s-a hărnișit așa în ajun de anul nou pistel vechi. S-a luat de femeia asta care cerșește. Dar de ce nu-i permite? Ce e ilegal? Cum e? Nu-i place partidul că lângă primărie și lângă guvern sunt oameni care cerșesc? Îi las facă nivel de trai mai bun, dar nu se interzic cerșită. Nici o lege nu interzice cerșită. Ori poate au făcut plahotniu cam una nouă. Du-te după colț. Poliția moldovenească se află în treabă. Eu adun semnături aici la kilometru zero, dar să nu reacționez când văd chestii. Na, la limita legalității. E nesănătos și periculos să cerșești pe vremea asta, dar nu e ilegal. Poate dacă nu filmau eu, îi aplicau și o amendă, eu știu și inventau ei acolo. Ia ca. Mașina de stat a venit să-și ia familionul. Și încă staționează în mod ilegal și periculos în fața selei cu orgă, fața primăriei. Pentru asta plătim noi mașinile de urgență. Ca să vă salvați familiile. A, dracul mai e. În slujba clanului.